Începând cu data de vineri 5 februarie, Direcția de Asistență Socială Făgăraș va începe etapa a treia de distribuire a pachetelor gratuite de igienă, pachete oferite în cadrul programului operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene încă din 2018. Conform programului, beneficiarii sunt familiile și persoanele singure cărora le este stabilit dreptul la un venit minim garantat. Familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei și persoanele, familiile, aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale. Beneficiarii acestor pachete cu produse de igienă sunt familiile și persoanele singure care au dosar de VMG și ASF, și anumite persoane vulnerabile, precum și persoane care locuiesc în așezările informale. Începând cu data de 5-a 2-a 2021, între orele 10 și 14, se vor începe distribuirea la cantina de ajutor social de pe codul Drăgușan. Prin dispoziția primarului folosim aceeași locație și aceeași dispoziție de folosire și de distribuire. Avem un număr de 1065 de pachete care pot fi distribuite la beneficiarii din listele care sunt în plată la DAS Făgăraș. Pachetul de igienă care va fi distribuit începând de vineri 5 februarie celor 1065 de beneficiari conține 4 tuburi de pastă de dinți, 5 periuțe de dinți, un săpun lichid, un șampon pentru copii, un șampon pentru adulți, 2 cutii de detergent. Pachetele gratuite de igienă se ridică personal de către beneficiari de la sediul cantinei de ajutor social de pe strada Ioan Codru Drăgușanu de luni până vineri, între orele 10-14.